Și a depășit recordul propriu de kilometri parcurși cu bicicleta într-un an. Și totuși nu este cea mai mare satisfacție a ciclistului reghinean Voioi Ferenc pentru activitatea sportivă din 2016. A străbătut deja trasee care totalizează 10.017 kilometri, cu peste 1.100 de kilometri mai mult decât în 2015. Dar marea sa bucurie este că tot anul acesta a obținut brevetul de super randonneur, după ce a parcurs inclusiv tura de 600 de kilometri a renumitului eveniment de ciclism de anduranță. Adevărată performanță pentru pasionatul de ciclism Voioi Ferenc. Reghineanul și-a atins obiectivul pentru 2016 cu mult înainte de încheierea anului, și anume a parcurs peste 10.000 de kilometri cu bicicleta. Aceasta după ce în 2015 a realizat 8.903 kilometri pe două roți. Este o performanță personală atinsă în acest an de către mine, bineînțeles cu participarea activă a tuturor cu care am realizat acest obiectiv, pentru că singur poate nu puteam finaliza acest vis, cum se spune. Aici le mulțumesc tuturor cu care am făcut mulți kilometri în acest an și îi aștept și sunt convins că o să fim mult mai mulți în anul următor. Voioi Ferenc folosește aplicația de contorizare a kilometrilor parcurși de 5 ani și a crescut progresiv, depășind anul acesta obiectivul de 10.000 de kilometri. În fiecare an am avut sănătate și norocul și timpul, bineînțeles, ca să urc succesiv pe această treaptă, cum se spune, care a pornit așa cam de la 7.000, 8.000, 9.000, iată acum 10.000. Și totuși nu este cea mai frumoasă realizare a sa pentru acest an. Reghineanul este încântat că a încheiat cu bine renumitul eveniment de ciclism de anduranță Randonneurs România, după ce a parcurs turele de 200, 300, 400 și chiar 600 de kilometri. Cea mai frumoasă realizare o consider, bineînțeles, tura de 600 de kilometri, care era o piatră, era nuca cea mai tare din tot parcursul anului. Reghineanul este unul dintre membrii activi ai grupului Velo Prieteni, alături de care a reușit toate aceste realizări. Speră ca anul viitor să pună la cale evenimente și mai reușite pentru pasionații de biciclete și totodată să-și păstreze măcar numărul impresionant de kilometri parcurși anual. Aș fi bucuros dacă aș face, cum am mai spus odată mai demult, atât plus un kilometru. Este suficient. Aici cred că am testat foarte bine. Deci un om așa de categoria mea, nu, deci trebuie acolo deja alte nivele de performanță, de alte ține de alte. Deci se poate, cred că, dar în timpul cel mai bine împărțit și alocat acestui lucru, nu cred că se mai poate întinde ața, că se rupe. Istoricul aplicației utilizate de Voioi Ferenc pentru contorizarea kilometrilor parcurși pe bicicletă arată că în 2014 a făcut puțin peste 8.000 de kilometri. În 2015 a depășit 8.900, iar anul acesta se poate lăuda cu peste 10.000 de kilometri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!